V-ați întors pe canalul meu de YouTube. Astăzi am venit cu o idee de machiaj pentru Crăciun. Îmi place super, super, super mult ce a ieșit. Chiar îmi place la nebunie și cu siguranță îl voi purta. Eu sper din suflet să vă placă și să-l încercați. Puteți schimba, evident, orice vă doriți, dacă nu vreți sclipici sau dacă nu vreți buze roșii sau să vă puneți niște sclipici pe buze. Ce spuneți de asta? O idee chiar bună, nu? Puteți face efectiv orice vreți voi. Mie mi se pare o idee chiar foarte simpatică. Voi ce spuneți? Da. Pentru că v-am spus și în vlogul anterior că sâmbătă, adică astăzi, voi face curățenie. Bine, acum este ora 12:37. Sâmbătă, gen. Dar de fapt e vineri seară, cum ar veni. În fine, v-ați prins voi. Da. Pentru că am spus că nu voi face absolut nimic interesant sâmbătă, am spus să vin cu o idee drăguță de cadou, de cadou, de machiaj și sper din suflet să vă placă. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să vedeți cum am realizat acest machiaj, rămâneți în continuare. Ok, și mi-am aplicat deja fondul de ten și pudra, dar o să revin acum cu un strat de pudră și voi folosi Kat Von D Look It. Era să ne va ajuta și în cazul în care o să ne cadă sclipici sau fard ce folosim noi pe ploapă, dar și pentru zona de sub ochi să fie mult mai iluminată, luminoasă, de parcă acum ne-am trezit și suntem și nu avem niciun fel de ceacăre. Ok, după ce am făcut asta, voi lua din această paletă de la Anastasia, care este puțin plină de păr de la pisichii. Dar să trecem peste asta, voi lua această nuanță de alb prima și prima dată și o voi pune sub sprânceană și o să o aplic cu o pensulă, oricare pensulă, orice pensulă. O să iau pe aceasta, este o pensulă No Name, habar n-am, și o să o aplic sub sprânceană, cum am spus. Asta o să ne ajute pe noi la blenduit. Ok, mai departe o să vin cu această nuanță de aici, a doua, și o să o aplic cu o pensulă destul de stufoasă și o voi folosi pe aceasta de la Wycon E13. Schimba pensula și o voi folosi pe aceasta de la Anastasia. Asta nu are vreun număr sau ceva. Și am să iau nuanța aceasta de verde deschis, aceasta de aici. Și am să o aplic puțin mai jos de nuanța aplicată, de prima nuanță aplicată. Scutur foarte bine pensula. Este cam pigmentată. Mă așteptam să fie puțin mai nepigmentată, dar este ok. Revin la pensula stufoasă de mai devreme și la nuanța aceea de maro deschis și voi încerca să blenduiesc mai bine acest verde
prin mișcări de du-te vino. Încerc să nu apăs foarte tare pe pensulă. Și revin de câte ori este nevoie. Voi lăsa momentan așa și voi lua o pensulă mai subțire puțin. Am să o aleg pe aceasta de la NYX, numărul 17. Și o să iau această nuanță. Și am să o aplic la fel, mai jos de a doua nuanță. Mai jos de acest verde. Acum o să iau o pensulă curată. Pe aceasta. Este de la Essence. Și o să blenduiesc până o să-mi placă exact cum arată. Nu am pus nicio culoare. Nu am pus absolut nimic pe ea. Este doar curată. Acum o să iau această nuanță și o să o aplic pe ploapa mobilă cu o pensulă, o să folosesc pe aceasta de la Ebelin. Pensulă curată de la MAC, iar aceasta este numărul 217S și voi lua acest verde pe care l-am aplicat mai devreme, acesta de aici, și o să blenduiesc foarte bine marginile acestui verde mai închis, să aibă o trecere mult mai frumoasă una cu cealaltă. Revin din nou cu pensula de la Wycon. Nu am mai adăugat niciun fel de produs pe ea și pur și simplu blenduiesc foarte bine. Pensula de la MAC, o să iau acest maro de aici și îl voi aplica în colțul extern al ochiului prin mișcări de tapotare. Tot mi se pare că nu este complet și am să iau această paletă de la Huda Beauty Rose Gold și vreau să aplic și puțin negru și o să-l iau pe acesta de aici. Ok, o să las momentan așa și voi folosi acest glitter de la... nu. Este bază pentru glitter de la NYX. O să o aplic cu o pensulă plată și destul de mică.
și o să folosesc pe aceasta. Este no name, nu are nicio denumire, habar n-am de unde o am. După ce aplic baza, voi aplica din această paletă de la Urban Decay acest verde de aici. Acesta. Și o să aplic acest glitter din paletă cu această pensulă de la Ebelin. Am aplicat și verdele pe plapa mobilă cu ea. Și o să-l aplic doar prin mișcări de tapotare. Și doar aici, la exterior, încerc cumva să trag glitterul, să nu se termine brusc. Și îl duc foarte puțin spre negrul aplicat de mai devreme. Și cam așa arată. Îmi place super, super mult. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar în realitate chiar arată foarte, foarte bine. Bun, cam terminat și cu trece și la ploapa inferioară și o să iau această pensulă super, super micuță. Este la fel no name și vin cu negrul din paleta de la Huda. Și am să aplic acest negru cât de aproape pot de baza genelor. Și unesc cu fardul de pe plapa superioară. Acum o să iau această pensulă și ea tot no name este și o să aplic acest verde pe care l-am aplicat și pe plapa superioară. Practic folosesc aceleași nuanțe. Paleta de la Kat Von D este o paletă de iluminatoare. Voi lua această nuanță de aici. Știu că am probleme cu această paletă și nu prea se vede pe cameră. Și voi aplica această nuanță în colțul intern cu o pensulă foarte subțire. Sau, na, nu chiar foarte subțire. Am folosit-o și mai devreme. Este cea no name. Am uitat să mă dau cu creion negru. Ok, am luat creionul negru și îl voi folosi pe acesta de la Make Up For Ever Aqua XL. Și cu ajutorul unei pensule voi trage puțin de pleoapă. Acum voi puteți lăsa așa machiajul ochilor, însă eu aș aplica puțin eyeliner și asta voi face și folosesc Epic Ink Liner de la NYX. Voi încerca să trasez o linie foarte subțire, nu știu cât de bine o să-mi iasă, dar vom vedea.
mascara și folosesc Roller Lash de la Benefit și o să aplic două straturi. Am terminat să-mi dau și cu mascara și trec la conturarea feței și voi folosi Shade and Light de la Kat Von D. Acum voi folosi și puțin blush și îl voi folosi pe acesta, opa, acesta din paleta de la Too Faced Sweet Peach Glow. Momentan o să las fața așa, tenul de fapt, și voi folosi acest gel de la NYX cu o pensulă foarte subțire și aceasta este de la Essence. Sper că se vede. Acum voi aplica și foarte puțin mascara, tot de la NYX. Tinder Brow Mascara se numește, dacă vă interesează, iar eu am nuanța blond. A, ce voiam să vă spun, voi puteți aplica și gene false, însă dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil știți că eu am din păcate o alergie la lipiciul de gene. Deci credeți-mă că dacă nu aveam alergia asta, eram în fiecare zi cu gene. Deci mi se pare că arată super, super bine și arată machiajul mult mai bine și mult mai complet. Dar asta este, nu știu, o să-mi dau un dermatolog, poate. Poate, poate. Nu știu. Ok, acum voi trece la iluminator și îl voi aplica pe acesta verde puțin așa. Tot din paleta de la Kat Von D. Pare rău că nu se vede. Ah, se vede puțin acum. Ok, și voi lua o pensulă Evantai. Acesta este de la Brush Art Basic. No name, cred că este și asta, habar n-am de unde o am. Vom trece și la buze. Și ce culoare credeți că vom folosi? Roșu, logic. Cred că toată lumea a răspuns roșu. Bun, și voi folosi acest creion de la MAC. Dar nu mai știu ce număr era, pentru că habar n-am. Mai avea aici o chestie, dar din păcate s-a rupt, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Și acum, cine ghicește ce ruj vom folosi? Deci dacă puneți acum pauză și îmi scrieți în comentarii ce ruj voi folosi și ghiciți. Logică este roșu, dar ce ruj este? Bine, aștept. Ați ghicit! Sephora 01. Nu știu cum de-ați ghicit. Îmi citiți mințile. Mintea, de fapt, că n-am mai multe, dar ok. V-ați prins voi. Și ultimul lucru pe care ar trebui să-l fac ar fi să folosesc un spray de fixare. Dar eu nu voi mai face asta pentru că în următoarele 5 minute mă voi demachia și mă voi pune în pat. Așa că voi, dacă plecați undeva, folosiți spray de fixare, dar eu nu voi face asta. Bun, acesta a fost videoclipul de astăzi. Eu sper din suflet că v-a plăcut. Îmi place super, super, super mult ce a ieșit. Și probabil am să-l fac chiar în ziua de Crăciun. Îmi place foarte, foarte mult. Deci chiar foarte, foarte mult. Bun, trecând peste cât de mult îmi place mie, voiam să vă spun că dacă cumva încercați vreun machiaj din ceea ce vă arăt eu aici, vă rog să-mi lăsați pe Instagram o poză cu ceva ieșit vouă. Mi-ar face foarte mare plăcere.
Și dacă mai vreți idei de make-up pentru Crăciun sau pentru sărbătorile acestea, Crăciun, Revelion, îmi lăsați în comentarii și la fel eu cu siguranță voi mai face. Și acestea fiind spuse, ne vedem bineînțeles mâine într-un nou videoclip și nu uitați că mă puteți urmări și pe pagina mea de Facebook și de Instagram, iar dacă v-a plăcut acest make-up, vă rog să-mi dați un like și să vă abonați. Pupici!